Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit la prăjituri cu camelia și bucatei gustoase! Astăzi facem turtă Pentru dulce și turta dulce vom avea nevoie de 260 de grame de făină. Apoi vom avea nevoie de 2 ouă și un gălbenuș. Vom mai avea nevoie de 80 de ulei, cântărim totul în grame. De 140 de grame de miere de albine. Eu am pus-o în vasul mare unde o să lucrăm. Un praf de sare. Apoi vom avea nevoie de o linguriță de bicarbonat, că nu mi-am pus. Deci o linguriță de bicarbonat de sodiu. Și vom mai avea nevoie de nucușoară. Aici avem scorțișoară, o linguriță. Și nucușoara și ghimbirul le vom pune puțin câte puțin. Așa. Și pentru glazura noastră la turtă dulce vom avea nevoie de albușul de la un ou. Deci vom pune gălbenușul în aluat și albușul la glazură. Și zahăr pudră. Deci o să facem glazura așa după ochi. Și de zeamă de lămâie. Vom avea nevoie și de zeamă de lămâie. Aici avem miere de albine și o să punem 2 ouă în vasul nostru și un gălbenuș. Unu. Două. Dacă sunteți siguri că ouăle sunt proaspete, le puneți direct în vas. Așa, și acum separăm albușul de gălbenuș. Ia să văd dacă reușesc. Așa. Vom pune și uleiul. Și vom amesteca bine aceste ingrediente. Eu mi-am deschis deja cuptorul la 180 de grade. Vom încerca cu scobitoarea. O să lăsăm 15-20 de minute la cuptor. Aici în compoziție voi pune și un praf de sare. Așa. Și amestecăm așa bine. Acum voi da deoparte și unde am făina voi adăuga praful de copt, voi adăuga scorțișoară, circa o linguriță plină. Vedeți? Așa, eu am să pun mai mult, că nouă ne place cu mai multă scorțișoară. Voi adăuga puțină nucușoară. Deci ori în praf, puțină. Așa. Sau puteți pune, vedeți, cea o radeți. Și radem și puțină scorțișoară, nucușoară. Și ghimbir. O să punem tot așa puțin. Cam o jumătate de linguriță. Așa. Și gustați. Și dacă credeți că mai trebuie, mai puneți. Și acum voi amesteca aceste ingrediente uscate. Așa, și cât stă la cuptor se face și pasta de mandarine și o să facem și glazura. Se face foarte, foarte ușor turta dulce. Așa, eu am două rețete, am și o rețetă care se face pe foc, dar aceasta este simplă, simplă, simplă și foarte ușor de făcut. Așa, amestecăm foarte bine și acum adăugăm ingredientele
Așa, puțin câte puțin și amestecăm. Și mai adăugăm din făină. Amestecăm și apoi adăugăm ce ne-a rămas. Așa, și acum adăugăm restul de făină. Și acum vom pune totul aici în poșul nostru. Încet, încet. Vedeți compoziția, dau deoparte. Deci mi-am pregătit două forme, ia uitați, din silicon. Și le vom umple. Voi mai avea nevoie și de puțină apă. O să dăm cu puțină apă deasupra după ce o să punem în forma noastră. Așa, voi tăia aici vârful. Și acum vom pune în forme. Așa, până la jumătate. Așa, și acum distribuim ce ne-a rămas. Aici mai bine. Ca să intre în toate... în toată forma, așa peste tot. Așa. Să batem și pe aceasta. Așa. Și acum, cu puțină apă, este mai cum da deasupra. Așa. Și apăsăm așa peste tot. Și acum o băgăm la cuptor. Și acum ne preparăm glazura pentru turta dulce. Avem un albuș, zeamă de la lămâie și zahăr pudră. Și zahăr pudră, deci în funcție de albuș adăugăm, să fie așa nici prea gros, dar nici prea subțire. Și o lingură, două de zeamă de lămâie. Și voi pune albușul aici în vas. Voi tăia lămâia. Așa. Ca să adaug. Și aici am untel. Și începem să batem. Așa. Și adăugăm zahărul pudră. Vedeți? Așa. Adăugăm și puțină zeamă de lămâie. Vedeți că este lichidă și adăugăm zahăr și cred că o să mai și trebuiască. Și mai adăugăm zahăr. Eu aici am o punguță de 125 de grame de zahăr. Și o să punem. Vedeți?
Eu am să gust să văd dacă este... Vreau să fie puțin acrișoară. Și am să gust să văd dacă este puțin acrișoară. Am să mai adaug puțin lămâie. Așa, mai adăugăm puțin lămâie. Și mai adăugăm. Vedeți cum arată? Deci am avut un albuș 125 de zahăr pudră și cam 2 linguri de lămâie. Nouă ne place un pic mai acrișoară pentru că sunt dulci și aromate și cu această glazură cu gust de lămâie este foarte bună. Cred că așa ar trebui lăsată. Vedeți glazura? Și aceasta este glazura noastră pentru turta dulce. Și am să o las așa. Și cu această glazură vom da torta dulce. Deci când mă scoatem imediat, cât sunt calde. Cred că sunt gata. Și ia să mai verific o dată aici unde am pus. Nu, sunt gata. Și acum să le scoatem din forme. Vedeți ce frumoase sunt? Frig, frig, frig. Au. Și acum le putem da prin glazură, pur și simplu, și le scoatem pe... Așa. Pe hârtie. Așa, ia uitați-le. Sau le dați cu un pensonaș. Dacă vi se pare mai groasă. Și ia să vă arăt și cu pensonașul. Și le lăsăm să se usuce. Și le putem da și cu pensonul, vedeți? Pur și simplu le dăm cu... le pensonăm așa. Acum fiecare cum îi place. Și aceasta este torta dulce, făcută în aceste forme. O vedem. Ia uitați. Așa. Vedeți? Și lăsăm să se usuce. Și ne vedem și mâine. Pupici. La revedere. Sănătate vă doresc. Pupici.